Urez mai alături de frații care au fost înaintea mea și la rândul meu, așa cum obișnuiesc de fiecare dată, și nu mi-e greu să spun lucrul acesta, să -l laud pe Dumnezeu, să-l slăvesc pe Dumnezeu, să-i mulțumesc Domnului pentru acest prilej minunat de a sta în casa Domnului cu sănătate, în viață și binecuvântat de Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului de acum și în veci de veci. Amin. Mă uitam la învonul ăsta și am văzut când fratele Marian l-a ridicat, mi frică de acum că nu o să mai învină, dar este bine așa. Dacă ai fi fost ca slujba în această zi să oprească doar aici, cu ce a fost până acum? Cântări de laudă, am avut și cuvânt, chiar dacă a fost prin îndemnuri, cred că era suficient. Era de ajuns pentru fiecare dintre noi, pentru că s au auzit din cuvântul lui Dumnezeu, din voia Dumnezeu și acesta este lucru important. L-am lăudat pe Domnul împreună, l-am laudat pe Dumnezeu în mod individual și cred că, cu credință, cred că uh, Dumnezeu a primit lauda și jertfei fiecare dintre noi. Uh, ca să vă spun drept, pentru ziua de azi mă uitam, noi știți că avem o planificare și spun despre lucrul ăsta, pentru că din acea planificare cu subiecte despre predică care vine, este un calendar care avem, cred că majoritatea dintre noi, și pe acel calendar este pentru fiecare duminică, este o programare cu un anumit subiect de predică. De multe ori ne lăsăm influențați de acest calendar și de îndemnul fraților care au făcut acea programare și chiar în duminica respectiv, chiar o parte dintre noi, mai mult sau mai puțin, chiar din acel subiect predicăm. În această dimineață, pe planificarea respectivă și pe acel calendar, era vorba despre dărnicie. Și este vorba despre dărnicie. Mă uit la dumneavoastră, ați cam rămas surprins așa, știu că duminica trecută s-a vorbit despre dărnicie și mi-aduc aminte foarte bine intervenția fratelui Marian Zerbeș, care cred că nu avea programat să vorbească despre dărnicie. Dar cred că ceea ce s-a vorbit duminica trecută a fost cam suficient pentru noi. De aceea eu am ales în această zi să nu vorbesc despre dărnicie într-un mod efectiv. Dar am doar trei lucruri pe care doresc să le amintesc. Pentru că având de-a face cu ceea ce este banul nostru, banul dumneavoastră, banul bisericii, mi-am dat seama de un lucru mi-am dat seama că biserica de aici este o biserică care simte. Și primul lucru pe care doresc să vă spun dumneavoastră, doresc să vă binecuvintez în numele Domnului Isus Hristos. Acolo unde mâna a luat, Dumnezeu să pună din nou. Pentru că să știți că, și vreau să vă îndemn la a face lucrul acesta, dărnicia mai departe, să știți că faceți și facem o lucrare minunată ca unul care am de-a face cu aceste lucruri, vreau să vă spun că de multe ori ceea ce dăm la acea coletă specifică în ziua cinei Domnului au ajuns la oameni care într-adevăr au avut nevoie de ajutorul nostru, de sprijinul nostru, da. De aceea cred că binecuvântarea mea pentru dumneavoastră, pentru noi ca biserică, chiar își are locul. Și doresc din nou să vă binecuvântez pentru ceea ce faceți la subiectul acesta al dărnicii, pentru cei din jurul nostru, pentru cei care trăiesc în nevoie și în primul rând cu ajutorul lui Dumnezeu. În a doilea rând, un lucru care aș dori să-l punctez, pentru că urmărind și evoluția lucrurilor care sau anumitor întâmplări care le-am văzut în biserică, și probabil că nu l-ați auzit despre ele, doresc să vă spun că ar trebui să facem majoritatea dintre noi când dorim, când Dumnezeu ne pune pe inimă acest subiect, dărnicia, să fim atenți ce facem și cum facem și cui dăm ceea ce dorim noi să fii dărnicia noastră. De ce spun lucrul acesta? Pentru că dați-mi voie să vă spun cu toată responsabilitatea și lucrul acesta este ca un îndemn pentru, pentru dumneavoastră, nu este ca o învățătură, este ca un îndemn din partea mea pentru dumneavoastră. Dați-mi voie să vă spun că, odată cu creșterea dărniciei în inimile dumneavoastră, în inimile noastre, să știți că au, și cel rău știe faptul că dorim să fim darnici împreună, să fim slujitori și lucrători împreună cu Dumnezeu la capitolul dărniciei. De aceea, pune cel rău pe anum inima anumitor oameni și dați-mi voie să-i chem într-un mod direct și vă spun, șarlatani. Anumite uh, gânduri, anumite și uh, care confundă casa Domnului, confundă Biserica Lui Dumnezeu, confundă frații și surorile și cu naivii. De aceea doresc să punctez lucrul acesta, pentru că știu că nu este așa. Dacă dorim ca această lucrare a dărnicii, într-adevăr, să ne aducă oarecare satisfacție și bucurie, dați-mi voie să vă spun să fiți atenți. Dacă aveți dubii, atunci când, sunt, când din dreapta sau din stânga, din anumite părți, la urechile dumneavoastră, prin telefon sau eu știu, prin direct grai, sunteți sfătuiți, sunteți îndemnați, sunt dați într-o parte și în alta, gândiți-vă bine cui și unde vreți să dați. Dacă nu sunteți, atenți, cercetați, spuneți. Cercetăm văduva și cercetăm. Să știți că nu toate cauzele care ajung la biserica noastră, la, la, la uh, urechile bisericii noastre, nu toate cauzele au nevoie de ajutorul nostru. Pentru că, repet, Trăim într-o lume în care și cel rău își bagă coada. Trăim într-o lume în care oamenii, din păcate, spunem la Crăciun, în loc să fie oameni sfinți, să caute sfinții și apropiere de Dumnezeu, preferă să fie șarlatani sau hoți sau tălhari, atetând la buzunarul dumneavoastră și la buzunarul nostru. Deci, atenție! Spun lucrul acesta pentru că, auzind unele întrebări, chiar în biserica noastră, chiar cu ceva timp în urmă, nu știu dacă este anul, veniți la noi în biserică, un personaj, era orb, și nu ne bucurăm de lucrul acesta, dar care se dădea ceea ce de fapt nu era. Dar din cauza faptului, și mulțumesc Domnului pentru acest lucru, din cauza faptului că avem frați într-adevăr veghiatori, care știu să deosebească adevăr din de neadevăr. Și în seara respectivă era fratele Nelu, ne fratele Florin, și lucrarea acestui om, de fapt era lucrarea celui rău, în dreptul cu acest om, nu s-a îndeplinit. Și nu a atentat, dar la buzunarul și la, la banii noștri, a dumneavoastră. Pe de altă parte, știu cazuri în care s-a apelat la, la bunăvoința fraților prin intermediul altor persoane sau prin telefon și așa mai departe și oamenii au scăpat bani din buzunar unor oameni care nu aveau nevoie. Care nu aveau nevoie. De aceea am dorit în ceea ce privește dărnicia să punctez aceste lucruri, pentru că cred că sunt buni, lucruri buni pentru fiecare dintre noi. Și în al treilea rând, un lucru pe care doresc să-l punctez, și cu asta o să încheie acest subiect al dărniciei, cu ceva timp în urmă auzeam o, o mărturisire al fratelui Sergiu Nichitescu. Sergiu, fratele Sergiu Nichitescu, cred că uh, foarte mulți dintre voi să-l știți, este fratele acela care practic nu are mâini, de, de din zona Umerul, nu are mâini. La, cred că undeva la vârsta 90 ani a avut un accident și a fost electrocutat atât de puternic cât brațele s-au carbonizat la vârsta aceea. Și omul acesta a fost... Uh, a trebuit să trăiască și trebuie să trăiască în felul acesta. Dar Dumnezeu a purtat de grijă. I-a dat o soție credincioasă, o soție cu care a făcut o familie, care au copii și spunea omul acesta, asta aia, și chiar asta m-a mișcat, despre soacra dumnealui. Tot în ceea ce privește dernicia, spun aceste lucruri. Spune că această femeie, soacra fratelui Sergiu, este o femeie care nu are bani prea mulți din ceea ce pensii, mă refer, banii care îi câștigă lunar. Era undeva și spunea omul acesta undeva la 1000 de lei românești. 1000 de lei românești nu știu dacă ajung suma de 250 de euro ă, la vremea actuală. Cred că nu ajung undeva la 230, bă, bănuiesc eu că sunt sau din calculele mele sumare, așa rapid. Dar femeia aceasta în fiecare lună, din banii aceștia care din 230, 250 de euro, jumătate din ei, spune că se duce, să duce în fiecare lună la supermarket și cumpără de toate cele. Și le trimite unui pendenciar de femei, la un pendenciar de femei, din zona în care domn, femeia aceasta, sora aceasta, locuiește. Dar pe lângă uh, aceste daruri pe care le, le trimite femeilor de acolo, care au nevoie, care crede ea că au nevoie de anumite ajutor material, mai, le mai scrie și o, o scrisoare. Și în, acest, în această scrisoare le vorbește despre dragul Dumnezeu, despre faptul că Dumnezeu așteaptă încă oameni la mântuirea Lui, despre faptul că Dumnezeu mai Dumnezeu iubește. Și dați-mi voi să punctez acest lucru, că dărnicia noastră, să știți că nu se oprește numai la bani, dar nici la noastră se oprește și la timpul nostru. Amen. Și de multe ori ne, mai este, ne este mai mult, mai ușor să băgăm mâna în buzunar, să scoatem banii pentru că i avem mai mult, dar timpul care ne lipsește tuturor, refuzăm să-l dăm. Și m-am gândit să spun acest, această pilă, dacă vreți să o numim așa, ca învățătură pentru noi, fraților, surorilor, dacă Dumnezeu -a pus, vă pune pe inimă să fiți binevoitori, să fiți darnici și miloși cu banii, să fiți și cu timpul meu. Să știți oameni care au nevoie, pur și simplu, nu neapărat să le vorbești Domnului de mântuire, pentru că probabil să-i avem în casa noastră, dar au nevoie pur și simplu de o vorbă bună. Au nevoie de o încurajare, au nevoie de o mângâiere. Și dați-mi voie să spun că de multe ori la subiectele acestea, la subiectul acesta, suntem deficitari. Să ne ajute Domnul, să ne binecuvinteze Domnul. Îmi cânta bunica când eram copil mic o cântare, care am cântat o singură dată aici în biserică și spune cam așa. E frumos când poți în viață să fii darnic și milos. Să te scoli de dimineață, să ștergi lacrima răzleață, e frumos. E frumos când zboară ani și îți faci, faci, viața cu prisos, să rănești cu drag orfanii, să ajuți pe toți sărmanii, e frumos. Dar mai spune acolo ultima strofă acestei cântări, spune, însă darul cel mai mare, jerfa cea mai de folos e să aduci pe un om oricare dintr-o viață la perzare la Hristos. Și aceasta înseamnă dărnicii. Să oferi din timpul tău, chiar și din manul tău, din tot ceea ce ai, să aducem oameni la mântuire. Dumnezeu să binecuvânteze. Aceasta a fost în ceea ce privește dărnicii. Erau lucruri care am crezut că este cu importanță, chiar dacă mai rapid din timpul de predică, să le spun, să le amintesc, în așa fel încât să fim oameni înțelepți. În așa fel, care lucrare să o facem, să o facem cu înțelepciune și cu mine la Dumnezeu. Amin. Binecuvântat să fie numele Domnului. Pentru ziua de azi. Să zic că -am, faptul că am epuizat acest subiect care era, și așa cum am spus, nu m-am nu gândit să vorbesc o, sau să am o predică în fața dumneavoastră din subiectul dărniciei, am intrat într-o oarecare dilemă pe care de fapt, de fapt, o am de fiecare dată și cred că o avem mulți dintre noi atunci când știi că ești numit pentru o predică și nu știi din ce să vorbești merg în dreapta și în stânga, mă vede soția și am mai spus lucrul ăsta și vorbesc prin casă de, de multe ori și îmi caut subiecte și mi le pregătesc și uh, mă întreabă oare ce și uh, eu nu aud uh, pentru că sunt concentrat și să vorbesc fraților ci să, ce, nu pot să spun nu pot să spun că ceea ce am uh, mi-a vorbit Domnul să vă spun dar ce pot să spun este că în acest subiect la acest... mi-am adus aminte de un, acest cuvânt pe care o să-l citim împreună, mi-am adus aminte și cred că este un cuvânt tare potrivit și în primul rând frumos pentru fiecare dintre noi. Haideți să ne ridicăm pe picioare și să dăm ascultare cuvântul Lui Dumnezeu din această zi care se află în Cartea Daniel, Vechiul Testament, Cartea Daniel, capitolul 9, începând cu versetul 18 până la versetul 23. Daniel, capitolul 9, 18 până la 23, pagina Sfânta Scriptură, 870. Cuvântul Domnului spune așa. Pleacă urechea Dumnezeule și ascultă. Deschide ochii și privește la, dă la dărâmăturile noastre și la cetatea peste care este chemat numele Tău. Căci nu pentru neperhinerea noastră îți aducem noi cerere noastre, ci pentru îndurările Tale cele mari. Ascultă, Doamne, iartă, Doamne, ia aminte, Doamne, lucrează și nu zăbovi din dragoste pentru Tine, Dumnezeul meu, căci numele Tău este chemat peste cetatea Ta și peste poporul Tău. Pe când încă vorbeam eu, mă rugam, îmi mărturiseam Păcatul meu și păcatul poporului meu, Israel, și mă aduceam aminte, aminte cererile înaintea Domnului, Dumnezeului meu, pentru Muntele cel Sfânt al Dumnezeului meu, pe când vorbeam eu, încă în rugăciunea mea, a venit repede în zbor Iute, omul Gavril, pe care îl văzusem mai înainte într-o vedenie și m-a atins în clipa când se aducea jerifa de seară. El m-a învățat, a stat de vorbă cu mine și mi-a zis, Daniele, am venit acum să-ți luminez mintea. Când ai început tu să te rogi, ai și cuvântul și eu vin să ți-l vestesc, căci tu ești prea iubit și scump. Ia minte, dar, la cuvântul acesta și înțelege vedenia. Amin, până aici cuvântul Domnului, vă rog frumos, să ocupați locurile. Cei care obișnuiți Bănuiesc că mare majoritatea dintre noi, sau aproape toți, sau toți, hai să spunem, toți, citim Sfânta Scriptură și cu siguranță știți că în atunci când citim Cartea Daniel, prima parte a acestei, acestei cărți este o parte mai ușor de înțeles, o parte narrativă, o parte care încă ne-a ne fascinat pe fiecare dintre noi din anii copilăriei noastre. În schimb, ceea ce urmează de, de deja din capitolul nou, capitolul acesta care l-am citit zeci și așa mai departe, sunt anumite lucruri care deja au, au de-a face uh, foarte mult cu teologia. Sunt cărți în care toată lumea, nu toată lumea, se poate aprofunda. Și nici eu în această zi nu-mi nu doresc și nu mi-am dorit să mă bag în aceste capitole care sunt într-adevăr cărți tainice. Spune eu cântare că dacă ești uns, poți privi în nepătruns. Sunt multe versuri, sunt multe uh, versete, capitolul din Scriptură, în care nu toți le pot înțelege. Și dacă nu le înțelegem, atunci dați-mi voi, cu tot respectul, să spun că nici nu ar fi bine să le prezentăm în fața bisericii ca învățătură, indiferent cum am percepe noi. Dacă ești uns îți este de ajuns să poți privi nepătruns. Să lăsăm dar ungerea lui Dumnezeu atunci când sunt lucruri taine, lucruri care într-adevăr nu le înțelegem. Să lăsăm ungerea lui Dumnezeu să vorbească și El să ne lumineze mintea noastră și inimile noastre. Amin. În această zi, în schimb, eu am dorit să vorbesc despre lucruri care sunt practice, lucruri care sunt ușor de înțeles. Și ce m-a fascinat din acest text, dați voi să voi vă spun de la început, este faptul că ce... Îngerul Domnului, Gavril, omul Gavril, așa cum îl numește Daniel în această carte, în acest capitol, merge la el și îl cheamă într-un fel pe care și eu mi-aș dori să mă cheme Dumnezeu sau vreun înger. Daniele, versetul 22, am venit acum să-ți mintea că la început o să te rogi, ai și cuvântul și eu vin să-ți l vesez, că și tu ești prea iubit și scump, auziți. Să fii prea iubit și scump. O să-mi spuneți dintre mine sau deja v-ați gândit la lucrul acesta. Frate Linda, noi toți suntem iubiți pentru că Evanghelia la, la unii 3 cu 16 spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Noi toți suntem iubiți, am fost iubiți și ne-a dat Dumnezeu Tatăl prin Domnul Isus Hristos tuturor în dar. De aceea faptul că suntem mântuiți, suntem în casa lui Dumnezeu și noi ne considerăm iubiți. Da, și eu spun că este adevărat. Este adevărat lucrul acesta. Dar lucrul acesta, prea iubit și scum dați-mi voie să vă spun că este mai mult este mai mult de atât. Este undeva, dacă pot să folosesc un termen care îl folosesc tinere sau mai nou, este high level, un nivel mult mai înalt. Să fii om prea iubit și scump. Este adevărat că în trecerea, dacă ce cităm Sfânta Scriptură, sunt oameni care au fost prieteni al Lui Dumnezeu. Și așa e numele Dumnezeu. Oameni după cum era David, oameni după inima Lui Dumnezeu. Iubit de Dumnezeu. Dar să fii prea iubit și scump, eu nu am mai găsit. În capitolul 10, deja când, așa cum aminteam înainte, când încep vedenile acestea și când deja cartea Daniel începe să complice pentru noi, pentru că trebuie să o citim foarte atenție, cu multe trimiteri și ar trebui să știm foarte bine Sfânta Scriptură, Vechiul Testament și Noul Testament, în așa fel încât să înțelegem ce spune Daniel în această carte, în capitolul 10 spune cuvântul lui Dumnezeu așa. Începând cu versetul 2. În vremea aceea, eu, Daniel, trei săptămâni am fost în jale, n-am mâncat deloc bucate alese, nu mi-a intrat în gură nici carne, nici vin și nici nu m-am uns deloc, până s-au împlinit cele trei săptămâni. În a 24-a zi a lunii întâi, eram pe malul râului celui mare, care este Hidechel, tigru, am ridicat ochii și m-am uitat și iată că acolo stătea un om îmbrăcat în haine de in și încis la mijloc cu un râu de aur din ufaz. Trupul lui era ca o piatră de crisolit, fața îi strălucea ca fulgerul și ochii erau ca, flăcări, ca niște flăcări de foc, dar brațele și picioarele semănau cu niște aramă lustruită și glasul lui tuna ca vuitul unei mari mulțimi. Eu, Daniel, am văzut singur vedenia, dar oamenii care erau cu mine n-au văzut-o, totuși au fost apucați de o mare spaimă și au luat-o la fugă ca să se ascundă. Eu am rămas singur și am văzut această mare vedenie. Puterile m-au lăsat, culoarea mi s-a schimbat, fața mi s-a sluțit și am pierdut orice vlagă. Am auzit glasul cuvintelor lui și pe când auzeam glasul cuvintelor lui, am căzut leșinat cu fața la pământ. Și iată că o mână m-a atins și m-a așezat tremurând pe genunchi și pe mâinile mele. Apoi mi-a zis, Daniele, om prea iubit și scump, fii cu luarea la cuvântele pe care ți le voi spune acum și stai în picioare în locul unde ești, căci acum sunt trimis la tine. După ce mi-a vorbit astfel, am stat în picioare tremurit. Ați înțeles? Și vreau să vă spun, de ce vă întreb dacă ați înțeles lucrul acesta? Daniel în capitolul 10 are din nou o viziune, din nou o vedenie și de data aceasta dați-mi voi să spun cu exactitate și cu credință mare maxim că era vorba de prezența și întrucuparea Domnului nostru Iisus Hristos, aceeași vedenie pe care o vede mai târziu în ultima carte a Scripturii în Apocalipsa, Apostolului Billy, Ioan. Exact aceeași imagine. Exact aceeași imagine. Și dați-mi voi să citesc ca să, ca să nu credeți sau să nu cumva să bănuiască că greșim în ceea ce spunem. Apocalipsa capitolul 1, capitolul 1 începând cu versetul 9. Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtași cu voi la necaz, la împărăție și la răbdare în Iisus Hristos, mă aflam în nostru care se cheamă Patmos, din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei măr -mărturie lui Iisus Hristos." în ziua Domnului eram în Duhul și am auzit în, în înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unui trâmpțe care zicea, eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă. Ce vezi scrie într-o carte și trimită celor șapte biserici la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și la Odicea. M-am întors și am văzut să văd glasul care îmi vorbea și când m-am întors am văzut uh, șapte sfeșnice de aur și în mijlocul celor șapte sfeșnice uh, pe cineva care se cu fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă, până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe, ca lână albă, ca zăpada. Ochii lui erau ca para focului, picioarele lui erau ca rama aprinsă și ars într cuptor și glasul lui era ca vuietul unei ape mari. În mâna dreaptă ținea șapte stele din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri și în fața lui era ca, era ca soarele când strălucește în puterea lui. Dați-mi voi să simplific, așa citim la versetul 7. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă. dați mi voi să vă întreb într-un mod dacă ați fost direct la amândouă citiri, și Daniel și Apocalipsa, dacă ați văzut vreo diferență. Vedenia era aceeași, personajul din vedenie și în cartea Daniel și în cartea Apocalipsa este același. V-am întrebat lucrul acesta pentru că aici face deosebirea a fi un om prea iubit și scump înaintea Lui Dumnezeu și probabil să spunem om normal înaintea Lui Dumnezeu, o afecțiune normală. Știți, noi oamenii ne place, și -o amintea fratele Florin odată într-o predică, că ne place să ne credem că suntem prietenul Lui Dumnezeu, chiar cântăm. O prieten bun pe calea vieții mai fost isu, Noi, noi cântăm. Doamne, eu te-am pe tine prieten. Eu te-am pe tine tovarăș, Doamne, și ne place. Chiar din punct de vedere pământești, în alte confesiuni, își dau nume oamenii. Își dau nume. Prea fericiți. Ne place să ne credem prea fericiți, prea iubiți noi. Dar este important ceea ce crede Dumnezeu despre noi. Și uitați care este diferența între aceste două capitole sau aceste două vedenii care le-am citit. Lui Ioan lui Ioan, apostolul iubirii, care stătea la sânul Domnului, la masa Domnului, lângă el, om care a trăit împreună cu, cu Hristos, cu Mântuitorul, în toată trecerea Domnului pe acest pământ, Domnul îi spune, Domnul Iisus îi spune în această vedere, doar nu te teme, pe când lui Daniel îi spune, om prea iubit și scump. Eu vă întreb pe dumneavoastră, care este diferența? Ce face un personaj, ce face un om care să fie, ca să fie declarat de Dumnezeu Om prea iubit și scump. Oare este de folos, oare este bine pentru noi să ne știe, să ne numească Dumnezeu om prea iubit și scump? Eu zic că da, nu? Cine nu-și dorește să fie prea iubit și scump înaintea Lui Dumnezeu? Își dorește cineva? Să spui, Doamne, Tată, și el să spună, iată-mă, iată-mă, Daniel, iată-mă, David, iată-mă, uh, 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 soră și frate, iată-mă, din cauza pentru faptul că ești prea iubit și scump, ai un preț înaintea Lui Dumnezeu. Pe Daniel îl atinge Dumnezeu, îl atinge Dumnezeu și îl oprește din tremuratul lui, din frica lui. Îi spune mai târziu câteva versete, chiar în versetul, în versetul 19, capitolul 20, apoi mi-a zis, nu te teme de nimic om prea iubit. Îi spune și lui Daniel, nu te teme, cum îi spune apostolului Ioan acolo în, în insula Patmos. Dar pe lângă acesta lui Daniel îl mai numește om prea iubit și scump. Oare ce are omul ăsta prea iubit și scump de este catalogat de Dumnezeu om prea iubit? Care sunt calitățile? Eu vreau să nu mă mulțumesc să mă știu doar iubit de Dumnezeu, doar prietenul lui Dumnezeu, doar om după inima lui Dumnezeu, cum era David, mi-ar place, Tânjește inima mea și dorim ca toată, inima noastră a tuturor, a bisericii în acest loc, să tânjească, să ne numească, dar nu numai să ne numească, și să fim cu adevărat oameni prea iubiți și scumpi înaintea lui Dumnezeu. Mă repet, noi avem confirmarea dragostei lui Dumnezeu prin Ioan 3 cu 16, atunci când Dumnezeu a iubit și ne spune că Dumnezeu a atât de mult a iubit lume, lumea încât a dat pe singurul său fiu. Aceasta era când ne-a chemat Domnul la mântuire. Dar se pare că pe parcursul vieții noi avem sau întreprindem anumite lucruri, facem anumite lucruri care ne fac sau nu ne fac să fim prea iubiți și scumpi înaintea lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de ce a spunea fratele Florin, că uh, sunt oameni și am auzit și eu de felul acesta, aia că eu m-aș mulțumi în, în casa Domnului, acolo, în raiul lui Dumnezeu, să stau după poartă. Dăm voie să spun cu atitudine de felul ăsta, nu ești printre cei prea iubiți și scumpi, pentru că cei prea iubiți și scumpi stau la masă cu Domnul și nu după ușă în casa lui Dumnezeu. Noi suntem chemați toți să stăm la masa lui Dumnezeu și nu după ușă în, în noua Ierusalim, la poartă undeva, să fie primim oaspeții. Noi avem aici oameni de ordini, pe acest pământ, dar acolo nu o să mai fie așa. Noi toți suntem chemați să fim fii de Dumnezeu și să stăm la masa Domnului de aceea, să tânjim toți, să căutăm toți în așa fel încât relația noastră cu Dumnezeu și aprecierea lui Dumnezeu față de noi să fie aceea. Oameni iubiți și scumpi. Eu te întreb, sunt, vă întreb și mă întreb pe mine, suntem cu adevărat ce avea omul ăsta atât, de, atât de, de minunat de atât de multă dragoste atât de multă plăcere încât Dumnezeu îl numește în felul în care îl numește ce avea David, ce avea Daniel în cazul de față că despre el am citit în această zi și dați-mi voi să deschid și haideți împreună să parcurgem câteva lucruri pentru că tipul trece în continuare uh... Ajunge, ajunge, acest tânăr, pot să spun, David, om al poporului Israel, ajunge în, în robia babiloniană, în urma invaziei acestor oameni, haldeilor, din vremea respectivă, asediului care îl au asupra Ierusalimului, distruge, care le fac acolo și iau, spune cuvântul Lui Dumnezeu în cartea Daniel, iau cât, și bănuiesc că nu au fost numai ei, nu era vorba de Daniel, de Shadrach, de Meshach, de Abednego, tinerii care știm și am citit despre aceia în cuptorul cu foc, nu era vorba. Dar -au, uh, au fost mult mai mulți ro luați robi și roabe în casa, în casa haldeilor. Erau mult mai mulți. Eu nu știu dacă părinții om, oamenilor aceștia au fost omorâți în urma invaziei, au fost, eu știu, luați prizonieri și râi la rândul lor. Nu, 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 pot să vă spun pentru că nu specifică Biblia lucrul acesta. Dar știu că omul acesta, tânărul acesta, a fost mulți cu forța din familia lui, din casa lui, din templul lui Dumnezeu și a dus într-un loc departe. Și prima calitate pe care o văd eu la acest om, dați-mi voi să vă spun că este ascultarea. Eu vă întreb pe dumneavoastră, atunci când, atunci când a fost uh, și avea pregă, perioada aceea de pregătire de a se înfățișa înaintea împăratului, când cei care îl înconjurau, cei care erau uh, stăpânii lor îi îndemnau cu bucate alese, dar care erau spurcate, eu vă întreb, vă întreb pe dumneavoastră, de unde știa Daniel că bucatele care stăteau la masa împăratului, care chipurile trebuia să-i pregătească să fie oameni vânjoși, oameni destonci, oameni frumoși, la chip și la arătare, oameni inteligenți, să nu lipsească nicio vitamină, nici nimic din corpul lor. De unii știa Daniel că tot ceea ce avea pe masă întins era spurcat, dacă nu cumva de la părinți, de la mai mari lui, de la învățătorii, acolo din casa Domnului, până să fie luat în exil, până să fie luat rob. Și cred că Daniel ăsta era un om tare ascultător, un tânăr tare ascultător. Eu știu că am copii și ei în primul rând o să bănuiască că tata nouă -o să ne vorbească, dar nu e așa. Toată despre noi vă spune, nu e așa. Spun lucrul acesta pentru că lucrul acesta eu îl citesc prin Sfânta Scriptură. Și dacă vrei să fii un viitor om prea iubit și scump înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu să raporteze în felul acesta cu tine, dă-mi voie să spun că totul începe de la ascultare de la ascultare față de părinți, la ascultare mai mare învățătorilor, mai, la ascultare de cuvântul lui Dumnezeu, în primul rând, și așa mai departe. Deci Daniel știa de bucatele permise, de cele n-permise, despre lucrurile care sporcă, și lucrurile care nu sporcă, știa de acasă. Știa de acasă. În a doilea rând, Daniel acesta, pentru faptul că Dumnezeu îl numea un om prea iubit și scump, mai avea o, o calitate care îl găsim în capitolul acesta, care îl citim de multe ori și probabil ne-a fascinat din anii copilăriei noastre. Acela, versetele premărgătoare capitolului Daniel în groapa cu lei, în care spune cuvântul lui Dumnezeu acolo că chiar în, în pofida faptului că era dat o lege și nimeni și nimic nu avea voie să închidă decât împăratul în vremea respectivă, totuși Daniel cum spune cuvântul Lui Dumnezeu, cum făcea și mai înainte, el continuă să de trei ori pe zi, deschide ușile, ferestrele spre Ierusalim, sau unii bănuia el că este Ierusalimul, care nu mai era de fapt, care era ars și distrus, și se roga la fel ca și înainte. Era stăruitor în ceea ce face. De aceea, din nou, punctez lucrul acesta. Cred, pe baza acestui cuvânt din această zi, căci un om prea iubit și scump este un om care este stăruitor, statornic în ceea ce face. Eu nu aș dori să-l întrebi fratele Raul din cât s-au înscris dacă a abandonat cineva până acum. Și să facă Domnul nimic să nu abandonează această lucrare a corului. Eu vă întreb fiecare dintre noi, care ați început cu a lăuda pe Domnul, v-a pus Dumnezeu un talent pe inimă, să spui poezii, să faci ceva, să dai îndemnuri, chiar să predici. Ai rămas statornic. Ai rămas statornică. Sau azi sunt supărat și nu am chef mâini mai vedem noi. Poi mâini iar o iau de la capăt. Fraților, surorilor, aceasta nu este statornicie. Eu cred că pe baza acestui cuvânt pe care l-am citit eu și îl știți dumneavoastră, statutul de om, de frate sau de soră, prea scumpă, prea iubită și scumpă înaintea lui Dumnezeu, are de-a face și cu statornicia noastră. Uitați-vă că dacă în viața de zi cu zi te duci la o firmă și dacă azi vii la, la lucru, mâine nu mai ai chef, poi mâine ți -ai medical, iar mai vii și nu ai chef și te scapi în, în cap, mai e o mătră mai e o fa... Tai frunze la câini, este un proverb românesc. Și lucrul ăsta are oarecum dram de adevăr. Tai frunze la câini. Dați în voi că nu ești apreciat. Să vă spun că nu ești apreciat. De ce am crede noi că înaintea lui Dumnezeu, în fața căruia toți suntem slujitori, toți suntem lucrători împreună cu Hristos, ar, ar fi catalogată viața noastră altfel? De ce am crede lucrul ăsta? statornicia face parte din una din calitățile omului prea iubit și scump înaintea lui Dumnezeu al treilea rând David ăsta, Daniel ăsta era un om al rugăciunii și de ce spun lucrul acesta și rugăciunile lui erau aprins și îmi plăceau că era niște rugăciuni deosebite care și acest capitol are, are de a face această condiție a omului prea iubit și scump înaintea lui Dumnezeu are de a face și cu următoarea, următoarea cauză, următoarea condiție Osta, omul ăsta iubea rugăciunea nu în zadar a fost scăpat de gura leilor. Acolo. Nu-zadar. Nu-zadar. Stăruința lui, statornicia lui în rugăciune, de a lăuda pe Dumnezeu, era un lucru de căpătâi, lucru de Nu se exista să treacă o zi. Nu se exista să treacă o zi. Să nu-și plece genunchii de trei ori înaintea Domnului. Rugăciunea. Eu vă întreb pe dumneavoastră, oare noi cum stăm cu viața de rugăciune? Am spus-o și mai repede, nu mi este greu să spun. Dați-mi voi să vă spun că rugăciunea noastră, dacă ne-am ascultat-o noi sau am, 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 am face o verbală în biserică, dați-mi voi să vă spun că ne dă nota relației noastre cu Dumnezeu. Când rugăciunea este slabă, săracă, seacă, lipsită de cuvinte de laudă de la adresa lui Dumnezeu, lipsită de cuvinte deosebite, dați-mi voi să vă spun părerea mea și puteți să mă contraziceți, că nici viața ta nu prea este cum în regulă cu Dumnezeu. Nu ai cum să spui că cunoști un Dumnezeu atât de mare și să-l lauzi, să-i mulțumești, să-l binecuvântezi atât de puțin și atât de sărac. Fac o mică paranteză. Mă uit foarte pentru că am de-a face cu cântările de laudă de la adresa lui Dumnezeu. Și noi se pare că avem tendința să iubim cântările alea. Sper să nu fie așa. Să iubim cântările, seci care nu au de-a face cu slăvit să fie Doamne. Doamne, îți mulțumim, lăudați să fie numele Tău. Mai mult avem tendința să punem accent mai mult pe muzică, pe nota muzicală, stridente, sus și jos. Și mai puțin pe mesajul cântării. Aseară vorbeam cu niște, cu frații aici când ne-am strâns și vorbeam despre un poet care compune și cântări, dar și versuri de cântare și spun, Doamne, ce minunat! ce spun eu, timp, timp, timp fioară! cuvintele! Așa trebuie laudat pe Dumnezeu. Așa trebuie. Și dacă rugăciunea mea și rugăciunea ta este săracă, dați-mi voi să spun că statutul de om prea iubit și scump înaintea lui Dumnezeu, mă îndoiesc că l-am avea, avea, Și ultimul lucru care doresc să închip, pentru că am spus că o să las fratele, loc și fratele lui este faptul că, deschid din nou la capitolul 9, este faptul că Daniel știa și avea un spirit pe care noi românii spunem spirit autocritic. Și asta mie tare, lucrul ăsta îmi place foarte mult din acest text. Un spirit autocritic. Chiar dacă Daniel era cel care a fost izbăvit din gura leilor. Fraților, eu nu știu dacă ați văzut vreodată dumneavoastră într-un moț să ai lângă tine leu. Eu l-am văzut, dar în spatele lor care erau cât mâna mea de mare. Mă simțeam în siguranță. Dar să-l vezi că lângă tine, fără gratii. Oare cum te simți? Am un prieten în America și îmi povestea despre o, o întâmplare când uh, uh, undeva am, am mers cu alți frați la, în, în Nordul Americii la vânătoare de urși. Și era o, o, o vreme crepusculară, așa, între noapte și zi. Și pentru faptul că nu vredea prea, prea bine, pe uneva, pe care are de undeva din, din jos, auzea niște pași, nu știa despre ce vorba. Nu știa despre ce vorba. Dar la un moment dat, undeva la 15-20 de metri, mergea practic un urs paralel, uh, 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 paralel cu el și ursul a întors capul pe el și doar, doar l-a privit. Mi-a spus, Alin, în clipa aia am înghețat. Am simțit cum iese sufletul din mine și sufletul ia la fugă. Dar trupul a rămas acolo, așa cum a rămas Daniel înlemnit acolo de așa de, de Asta e, asta e senzația că nu ai, că nu vezi, ai de a face cu fiarele pădurii, când vezi că ăla e flămând leu ăla. Nu, 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 nu tare ușor. Și totuși Daniel a fost zbăvit dintr-o situație de felul ăsta. Dați-mi voi să vă spun, dați-mi voi, când ai o biruință de felul ăsta, când vezi biruința prietenilor tăi și a drag meșac și a bednegu, din acel cuptor de foc, că Dumnezeu i-a salvat de acolo, dați-mi voi să spun că aveam, am avea noi tendința să ne spunem, a, eu sunt cineva. Dar pe tu știi cine e eu? Mă? Dar eu am fost la evangelizat, Tu știi ce, draci am scos eu, dar tu știi câți uh, lup de ăștia și lei de ăștia i-am pus la picioarele mele. Am avea tendința asta. Și spune că nu e așa. Te ascultă Dumnezeu odată. Îți dă Dumnezeu vindecare și ne avem ten, avem ten, uh, uh, tendința să credem că pe mine mă ascult, Dumnezeu. Este mai, mai, greu și mai mare lupta ca să slujitor. Îți face Dumnezeu o odată să faci o lucrare, indiferent care ar fi ea, și vezi că Dumnezeu îți dă biruință. Suntem tentați să credem că... Dacă nu eram eu aici, nu știu dacă s-ar fi pierdat cineva. Dacă nu cântam eu seara asta, cred că inima, nimănui nu s-ar fi mișcat în această seară. Dacă nu vorbeam noi, asta e tendința noastră a oamenilor. Și totuși, Daniel, în urma acestor biruinți, în, acest, în lumea acestor uh, uh, lucruri care, într-adevăr, existau în viața lui, relații și legătură cu Dumnezeu, puternică, conștientizată de Dumnezeu, face un lucru pe care pe mine mă uimește. Și ascultați-l! Capitolul 9. Haideți să citim cum încep, începând cu versetul 3. Și m-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune și cereri postin în sac și cenușă. M-am rugat Domnului Dumnezeului meu și am făcut următoare mărturisire. Doamne Dumnezeul meu și înfricoșat, Tu care ții legământul și dai îndurare celor ce te iubești și păzesc poruncile tale, noi am păcătuit! Am săvârșit nelegiuire, am fost răi și nici, ne-am abătut de la poruncile și orânduielile tale, n-am ascultat pe robii tăi proroci care au vorbit în numele împăraților noștri, căpetenilor noastre, părinților noștri și către tot poporul. Tu, Doamne, ești drept, iar noi ni se cuvine astăzi să ni se umple fața de rușine. Nouă tuturor oamenilor din Iuda, auziți? Păi nu erai tu, da, nu erai tu Daniel, la care ai fost izbăvit. De ce să-ți fie rușine? Te-a ascultat Dumnezeu. Nu ai păcat! Ești desăvârșit pentru Dumnezeu, a lucrat în chip minunat cu tine. Ar trebui să ai certitudinea asta. Și totuși Daniel să-ți merești și să spune, Doamne, noi. Este un lucru de atitudine. Un lucru de atât. Atunci când Saul a, nesocotit voia lui Dumnezeu și când trebuia să treacă pe Amaleg prin ascuțișul sabiei, cu tot ce era, animale, boi, oi și așa mai departe, începând de la amparat până la ultimul, a, nesocotit cuvântul lui Dumnezeu și porunca lui Dumnezeu și îi spune prorocului din vremea respectivă lui Samuel, poporul, cum Saul, nu tu? Tu care aveai putere de cuvânt, care trebuie să dai ordinul și atât, tu trebuia că tu aveai mesajul din partea lui Dumnezeu, tu Popor, tot timpul altul este de vină. Tot timpul altcineva este de vină. Eu vă întreb, și mă întreb pe mine, cum ne raportăm noi? Știți cum ar trebui să ne raportăm? Când ne raportăm la Dumnezeu, atunci ne vedem țara noastră, cine suntem cu adevărat. Doamne, mă uit în Scriptura Ta, mă uit ca într-o oglindă și văd că înaintea prezenței Tale, chiar dacă am făcut semne mari și minuni, m scăpat din groapa leilor, Doamne. Eu totuși sunt un nimic, Doamne. Cum spunea și Pavel deodată, cel din urmă, o sunt, Doamne, când mă raportez cu tine. Dar când mă raportez la cei din jurul meu, dați-mi voi că suntem, să vă spun că avem ten, tendința să ne mai umflăm un pene. Să ne mai umflăm un pic în pene. Mă uit la vecinul meu, el nu are ca mine. Nici, nici nu merge la adunarea asta. Dar tu crezi pe asta, ascultă Dumnezeu. Uite la ăla cum cântă, uite la aia cum cântă, uite cum e îmbrăcat, cum vine în casa Domnului. Și -o te vede odată, te mărești tu. Era vameșul, Evanghelia după Luca, era, urca, acolo să se închine și el arătul de fariseu la templul Domnului. Și ascultați, fraților, să băgăm de seama atitudine și la Daniel și la Vame și un Vame care nu avea de a face cu legea lui Dumnezeu. Prea puțin o cunoștea, dar atitudine este importantă. Nu te compara cu cel din dreapta ta, cel din casa ta, cu slujitorul sau cel care face o slujbă în casa ta, cu vei, colegul tău din muncă. compară te cu Dumnezeu și vei vedea și vei spune ca Daniel, Doamne, mi-este rușine și mie să mă uit în ochii tăi. Nu ni se cuvine să ne se umblă fața de rușine. Spunea Daniel acolo, împăraților noștri, noi toți, Doamne, și noi și împărații și toți, noi români suntem de 30 de ani și spunem des lucrul acesta și noi pocăiți și n-ar trebui. Ne uităm la România, și spun, nu merge bine, clasa politică e divină, niște hoți sunt în la... Dar dați-mi voi să vă spun eu mai mult, raportează la Dumnezeu și să vedeți când suntem o, o, o generație sau suntem oameni care avem în sânge a ne descurca. Nu suntem corecți când ai un pic de greu. Și da, am cercat o săptămână aceasta, săptămâna aceasta am fost, la consulat cu soția, i-am făcut ei și lui, lui Timotei pașaport. Și era lumea acolo, mă sună soția, eram afară cu mașina, când nu găsești la consulat la parcare. Și uh, uh, măsură soția, A, Alinda, aici mai, mai, sunt 20 minute până închide la ora 3. Păi nu apucăm să ieșim. Știți ce am făcut? Pentru că sunt român. Și nu mi-e mi, mi rușine să spun lucrul ăsta. Am dat la, cine, la, 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 telefon la cine știam că lucrează acolo înainte, în, înăuntru. Și am întrebat ce facem. Așteptați, pentru că băia pe toți. Mă discur, Doamne! Și devine clasa politică. Când am intrat în Schengen, noi toți suntem divine. Și spunem și noi ca Daniel, Doamne, nu noi, dacă ne raportat în dreapta și în sânga cu politicianul sau cu cel care ne conduce. Da, Doamne! Am spus că suntem mai buni, dar raportează-te la Dumnezeu și acum a făcut-o Daniel. Chiar dacă a avut biruințele care le-a avut. Chiar dacă era plăcut înainte de Dumnezeu. Iubit de Dumnezeu și scump înainte de Dumnezeu. El a știut să spună, Doamne, și eu sunt acolo. Îmi plâng păcatul meu. Și lucrul ăsta spune în versetul tot în capitolul 9, în versetul 20. Pe când încă vorbeam eu, mă rugam, îmi mărturiseam păcatul meu și păcatul poporului meu Israel. Ce păcat aveai tu, Daniel? Pentru că nu aveai. Dar un lucru te-a te făcut să te vezi păcătos înaintea lui Dumnezeu. Faptul că te uita la Sfințenia Lui Dumnezeu și la lucrurile acelea care le vedeai în vedenii frumusețea lui Dumnezeu, picioare de alamă, ochii ca parafocului, glasul acela de tunel, ca de trâmbiță, ai de face să te simți păcătos înaintea lui Dumnezeu. Dragi frați surori, ca să fim prea iubiți și scumpi înaintea lui Dumnezeu, să nu uităm patru lucruri care le-am amintit în această zi. Ascultător, statornic, săruitor, o mal rugăciune și să avem acel spirit ca autocritic, care de multe ori ne lipsește. De multe ori găsim vinovatul, în familie noastre, în soț sau în soție. Găsim vinovată în bisericile noastre, în lucrători, în cei de la ordine și mai puțin în noi. Găsim vinovații în societatea în care trăim, la locurile noastre de muncă. E divină șef, că asta nu știe, nu e un manager bun. Colegul de muncă nu și nu ne uităm la noi. Haideți să învățăm să ne raportăm la Dumnezeu, pentru că atunci vom ști să spunem ca și Daniel, Doamne, îmi plâng și eu păcatul meu. Și eu sunt aici, împreună cu ăștia, care E posibil să nu fi făcut tot timpul voia ta. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să înțelegem că suntem chemați la aceste lucruri. Ne așteaptă Dumnezeu să ne numească oameni prea iubiți și scumpi. Dar noi la rândul nostru avem de împlinit lucrurile acestea și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare în parte. Amin.